Da? Deci facem o altă lecție cu mulțimi. Așadar, dragilor, mulțimi. Am spus că o mulțime poate fi dată enumărând obiectele, concret, și, sau o altă variantă este de a indica o proprietate comună. Și acum să vedem ce e greșit în propriu. Să văd dacă este pagina 24-26. Da, deci aveți cu divizori. Și atât mai bine, înseamnă că am pregătit lecția, nu? Da. Deci, testul 2. Spune. Scrieți mulțimea divizorilor lui 12. Deci, mulțimea o să o indicăm așa, de indice 12. Toți divizorii lui 12. Scriu pe care sau? Sigur, da. Pe ce? Pe... Da. Deci mulțimea divizorilor de indice. Deci acum 19. Da. Scăpăm din 24. Așa. Deci divizorii lui 12, că știm acum. Egal cu toți. E vorba de acele numere care îl împart pe 12. Sau 12 la cine se împarte? Pe toți divizori. Asta înseamnă. Deci 12 s-ar împărți la 4. La 4. Să începem cu primul divizor. Așa. 0. Păi 0 nu poate să fie un divizor. Niciodată. Împărțirea la 0 nu are rost. Deci nu se poate niciodată o împărți la zero. Nu există împărțirea la zero. Adică să împartă o pune la nimeni, n-are rost să pun. A, 12 se divide cu 1. Așa, fără. Deci 1, 2, 2, 3, da, 4, da, 6 și el însuși. 6 și 12. Păi ăștia sunt divizori cu 12. Deci e vorba de numerele mai mici la care se împarte exact. De... Da. Mai departe. Unu a fost. Exercițiul al doilea. Da. Fie mulțimile A, 0, 1, 4. Deci mulțimea A mare egal cu elementele 0, 1, 4. B, 0, 1, 3. B egal cu mulțimea 0, 1, 3. Calculați, a reunit cu B, a intersectat cu C, a diferențiat de B și B diferențiat de A. Și atunci avem de făcut. A reunit cu B egal cu 0, 1, 4. Înseamnă mulțimea 0, 1, 4. Deci A reunit cu B înseamnă 0, pune și pe B. Pune și pe B acolo și suntem împreună. Mergem în aceeași. Deci facem. Prima chestiune. A mic. Reuniunea. A reuniune cu B egal cu? Vedeți că ați reușit la B. Nu e 0, 3, 4. E 0, 1, 3. 0, 1, 3. Așa. 0, 1, 3. A, am văzut. Credeam că e 4. A reuniune și... da. Deci că a reunit cu B. Da. UB. A reunit cu B, nu UB. A reunit cu B ar însemna toate elementele de la A și de la B. A 0, 1, 3, 4. 0, nu neapărat în ordine. 0, 1, 4 și când mă adaugi din partea cealaltă ce n-a fost prins. Adică și 3. N-are importanță ordinea elementelor. A intersectat cu B. B mic. A intersectat cu B egal cu mulțimea formate din elementele. 0 și 1. 0 și 1. Astea sunt comune, da? Ne-am văzut și colo și colo. Ce? Da. A minus B. Să facem. A minus B ar însemna... doar 4. Deci, punem tot ce este în A și nu este în B. Deci 4 și tot atât de bine, B minus A
egal cu mulțimea, b minus a facem noi. B minus a este egal cu mulțimea 3. Formată din elementul 3. Mulțimea formată doar din elementul 3. Dar și mai departe. 3 din 2. A treia chestiune. Scrieți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții. A aparține lui N, unde are proprietatea X mai mic decât 0, care este egal cu mulțime vidă. N-am înțeles. Deci scrie să vedem proprietatea de adevăr a propoziției, dar e nu-ți propoziția. X aparține N, linie X mai mic decât 0, unde este egal cu mulțime vidă. Deci suntem la 3, da? 3, de la testul 2. Da, de la testul 2, 3 are mai multe puncte, dar mic. Primul punct, primul subpunct. Așa trebuie să înțeleg. Primul subpunct. A. Da? A mic. E vorba de mulțimea tuturor acelor X natural. Deci, mulțimea X-ul natural cu proprietatea că X-ul e mai mic decât 0. Strict mai mic ca 0. Care sunt toate numerele naturale mai mici strict decât 0? Numere naturale mai mici strict decât 0. Care sunt egal cu mulțimea vidă. Deci nu există niciun element. Deci spune egal mulțime vidă. Este adevărat asta sau e falsă propoziția asta? Că toți acei X mai mici decât 0. Falsă! Că n-ai niciun număr să fie mai mic decât 0. Păi, înseamnă că ea egal cu mulțime vide. Ea, asta e mulțime vide. Și pe totalitatea asta. Adevărat. E adevărat, sigur că adevărat, cum notezi adevărat? Spune A mic în paranteză, așa, să A. A. A mare. A mare? Așa, notați voi? A mare. Și cu F mare. Dacă e fals. Așa. B mic. La B mic e o altă propoziție. Ia, la B mic sună așa. La B mic se zice 2 nu aparține acel mulțimii, deci 2 nu aparține mulțimii numelor X cu proprietatea că X sunt naturale. Da? Deci X acestea sunt naturale. Și X mai mic egal decât 3. Domnul, dar acel I este cumva număr natural? Care l-a spus acolo? Ce anume? Deci. Dar numărul natural înseamnă N mare, nu? Da. Prin mulțimea număr naturale, prin N mare, prin acest N mare, eu înțeleg mulțimea formată din elementele 0, 1, 2, 3, 4, 5 și mai departe. Deci, egal cu număr... Numere naturale. Mulțimea numerelor naturale. Numere... Naturale. Deci, prin număr, eu înțeleg elementele 0, 1, 2, 3, 4, puncte, puncte, până la infinit. Deci, este scris așa. Cine ar fi mulțimea asta? Hai să o vedem. Tuturor acelor X naturale mai mici egal decât 3. Cu cine ar fi egală mulțimea asta? Asta. Ar fi egală... Dacă e vorba de toate numerele naturale de aici, mai mici decât 3. Care sunt numerele naturale mai mici decât 3? Ar fi... 2 și 1. Spune pe toate, că nu le pot. Toți X 0, 1, 2. Și 3, că și e egal aici. Da. Deci și e egal. 0, 1, 2 și 3. Și acum, spune așa.
de fapt. Că 2 nu este aici. 2 ar însemna că 2 nu aparține mulțimii 0, 1, 2, 3. 2 nu se găsește în mulțimea asta. 2 se găsește, da. Păi atunci e adevărată sau e falsă? Fals. Fals este. Da? De la punctul B, răspunsul corect este că afirmația respectiv, propoziția C este falsă. Mergem mai departe, la B, la C. Ce vă zice așa? Mulțimea formată din elementele 2 și 3, mulțimea formată din elementele 2 și 3, deci din 2 și din 3, este inclusă, ea este inclusă în mulțimea formată din elementele 1, 2 și 4. 1, 2 și 4. Deci, mulțimea formată din elementele 2 și 3, o vedem aici, iar este toată asta, toată asta se află aici, inclusă. O conține asta pe el, mulțimea de aici? Nu. Nu. Deci este... Că este falsă. Este falsă. Deci asta este falsă. 3, A, B, C, D. Mai am un punct. B. Care zice așa? 2. 2 aparține mulțimii formate din elementele 0, 1, 2, 4 și 5. Deci că 2 aparține aceste mulțimi. Dacă aparține sau... aparține sau nu? Păi zice aparține, nu l-am tăiat. 2 aparține. Afirmația este că aparține. Da, e adevărat. Adevărat. Da? Mergem mai departe la exercițiul numărul 4. Determinați elementele mulțimilor. Deci A mare egală cu mulțimea tuturor acelor X, acelor X naturali, adică toți X-ii din mulțimea asta, așa vrea să spune autorul, cu proprietatea, deci am pus bară, cu proprietatea că X și C, că X și, deci mulțimea tuturor acelor X naturali, cu proprietatea că X se divide, X se divide la 5 și, încă ceva trebuie să mai spun, X și aceștia sunt mai mici egal decât 35. Deci în mulțimea asta, în A mare, se află toți X-ii de aici, care se împarte exact la 5. Se împarte exact la 5 și sunt mai mici decât 35. Asta e în A. Iar în B, în V, egal cu mulțimea tuturor acelorași X naturali, mulțimea tuturor acelorași X naturali, cu proprietatea că X divide, X îl divide pe 24, X divide 24, și X mai mic decât 15. Hai să răspundem la prima aici. Ce elemente să punem noi din mulțimea asta încât să se împarte exact la 5? Care e primul care să se împartă exact la 5? Din cârgul ăsta de aici. Primul element care se... Toate numele sunt naturale. Păi sunt naturale, așa spune autorul, dar trebuie să le alegi pe acele de aici care se împartă exact la 5. Nu
ar fi 30. 30 este. 25. 25. 20. 20. 15 și 5. 15, 10 și 5. Deci la 5 începând. Hai să luăm de jos în sus. Și de sus în jos tot aceeași treaba. Deci ai spus tu 30, ai spus. Eu merg și pe mâna ta. Dar hai să le simt în ordine. Primul care întâlnim este 5. 5, 10, 15. 10, 15, 20. 25, 30, 35. De fapt, 35 e mult prea mult. Nu, 35 lei. E și egal. Deci, astea sunt toate numerele. 5, 10, 15, 20, 25, 30 și 35. Astea sunt toate numerele pe care le-am avut de căutat. Deci autorul ne spune așa, luați voi de aici toate numerele care sunt mai mici decât 35 și se împarte exact la 35. Dar și egale. Dar și egale, adică și până la 35 inclusiv. Da? Atunci o scrii și pe 35. Da, se scrie și dacă ar fi fost strict mai mic, nu mai luam pe 35. Dar zice inclusiv pe 35. Și egal cu 35. Dacă te-aș întreba care sunt toții și mai mici decât 10, îți dau eu o mulțime. Ce? Egal cu mulțimea tuturor acelor X naturale. Cu proprietatea că X se împarte exact. X se împarte exact la 3 și x-ii sunt strict mai mici decât 20. Care sunt acești x la care mă refer eu? Care se împarte exact la 3 și sunt mai mici decât... Asta e întrebare suplimentară, da? Ce mic egal cu toți acei x naturali, proprietatea de gând? Și mai mici decât 20. Deci 21 e mai mare și nu vreau să-l depășească 20. 15. 15 ar fi un element? 15 ar fi. Deci 12, da, altul. Pe toate, pe toți de aici îmi dai. Pe toți de aici, care se împarte exact la 3. 9. 6 și 11. 6, 3, da. 1 și... Ei, 1 nu se împarte la 3. Și cam atât. Ba, 18. Da. Și 18. Deci asta e. Asta am dat o suplimentare, eu ca... Să văd dacă tu ai înțeles. Dar dacă îți dau de mulțimea tuturor acelorași x natural cu proprietatea că x se divid la 7 și x-ii sunt mai mici, x-ii sunt cuprinși între să spunem 14 și 49. La cine mă refer eu? La care X m-am referit eu? Care să se divide exact la 7. Și să fie cuprins între 14 și 49. Se divide exact la... Deci la 7 și să fie între 14 și 49. Păi primul ar fi... Primul? Ar fi dincolo de 14. Dincolo, fără 14. Că nu-i și egal. Deci fără egal. Dincolo de 14. Care e următorul număr care se parte la 7? 7. Păi 7 e mai mare ca 14? Că a spus mai mare. Adică... Ca 14. Deci mai mare ca 14, uite. Merge de 7 la 7. Adică? 21. 28.
35 și 42. Și cam atâta. Păi 49 n-am voie să dea. Deci vezi, când am indicat, găsești-mi tot pe acei X naturali, adică de mulțimea asta, cu proprietatea, că X-ii se împart exact la 7, dar și încă ceva să mai spun eu, între 14 și 49. Și tu ai înțeles că e vorba de 21, 28, 35 și 42, că ei au această proprietate. Sunt între 14 și 49 și se împarte exact, 21 se împarte exact la 7. Vezi? Aici am dat proprietatea de caracterizare. Adică, cum spun, să zicem, mulțimea tuturor elevilor de aici, din sala asta, care poartă ochelari. Nu? Să zicem, eu am indicat ce proprietate, că poartă ochelari. Mulțimea tuturor indivizilor care poartă ochelari. E, atunci, dacă mi-am pus și eu ochelari, amândoi suntem, nu? Și tu și eu avem ochelari. Deci am spus o proprietate care ne caracterizează, aceea că avem ochelari. Da? Ei, aici, la punctul ăsta, a fost chiar așa, toți X și natural, cu proprietatea că se împarte exact la 5 și sunt mai mici decât 35. De aceea ne referim la 5, 10, 15, 20. Și pe ordinele exercițiu ar fi... Și la... Ăsta nu l-am făcut, da? B, hai să ne facem la B, când înseamnă toți X și natural, cu proprietatea că sunt divizori al lui 24. Deci, și mai mici decât 15. Adică la B, egal cu toți divizorii lui 24, asta înseamnă că X divide pe 24. Adică sunt mai mici decât 24 și pe 24 îl împart exact. Care sunt divizorii lui 24? 2. Da, de aici, toate de aici, 2, eu ai zis bine, foarte bine. 2, 3, 4, da. 6. Și... Păi să fie mai mici decât 15. Să fie mai mici decât 15. Păi cam... Păi, dar mai este 1? Păi mai este 12. Păi am zis asta. Unde ai spus? Nu l-ai spus. Unde s-a zis și al 11? Păi 24 este. Deci... Nu el însuși însemna 24. A, da. Deci mai mici decât 15 și 12 și respectiv 1, că nu a spus proprii sau improprii. Deci, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, n-are importanță, dacă 1 l-am spus la sfârșit, nu e nicio problemă. Deci la punctul B înseamnă așa. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Iată ce a însemnat să știm divizorii. Deci, aici când zici că e pe X bară, X este divizorul 24, dar nu pe toți. Cei mai mici decât 15. Adică ne-am oprit la 12. Nu l-am mai luat și pe 24. Cred că la punctul 5. Punctul 5 al problemei, care spune așa. Dar mai avem din test câteva exerciții? Sau? Păi sunt, mai sunt două exerciții din test. A. Da, deci... Nu e chiar și de mare testul. Nu, nici toate nu sunt. Da, dar ai sesizat un lucru. Da. Ce important a fost să facem pregătirea cu divizorii. Deci jumătate din negheșițiul ăsta, jumătate din testul ăsta, s-o baza pe divizori. Superb! Deci nu întâmplător. Vezi, materia făcută odată undeva, nu rămâne aruncată, ci ea, pur și simplu, noțiunile acelea sunt de folos mai târziu. Da? Sunt de folos. De ce nu putem face niciun pas? Ca și cum vrei să faci, să faci, să înveți să faci împărțirea de un numere, fără știi tabla mulțimii. Nu ai nicio șansă. Deci de aceea facem întâi înmulțirea. De ce nu puteți să-i ziceți direct înmulțirea? Că tabla mulțirea e nevoie de o tablă ca să poți. Să spune că e un tabel. E un tabel care pe care îl înveți tu aproape mecanic, ajungi de, știi, 7 ori 56, și de ce spui o tablă, adică ca și cum ar avea în minte niște rezultate... Ați uitat în cursă.
ștergeți. Jos, un pic mai jos și un pic mai în dreapta. Uitați-vă. Așa, s-a dus. Întâlnesc-o. Repunct 2019-2019. Da. Să vedem ce ne mai spune autorul aici mai departe. Ce ne mai cere negheșițul ăsta. Deci la capitolul mulțimi, iată-ne făcând un test foarte interesant. Foarte interesant. Și dacă am fi avut și sonor, ar fost o treabă foarte bună. Din păcate nu l-am avut, dar o să remediem pe parcurs acest neajuns. Deci, la punctul 5 suntem. Și zice așa, determinați mulțimile A și B. Deci A egal cu cine? B egal cu cine? Cine ar fi acestea două? Despre care spun următoarele, știind că A reunit cu B, îndeplinesc următoarele condiții. A reunit cu B, când le reunim, ele ne dau elementele 1, 2 și 3. Dacă le intersectăm pe acestea, obținem 2 și 3. Și încă ceva, A minus B egal cu 1. Mulțimea formată din elementul 1. Cea mai simplă exerciție asta. Le-am făcut de multe detalii. Deci, văd dacă cât de descurcești. Cine deci, e A? Deci, A egal cu cine? Deci răspunsul, da? A egal cu mulțime. B egal cu mulțime. Cine, pe ce elemente se le pun în A și pe ce se le pun în B? Pe A, 1, 2, 3 și pe B, 2, 3 și... De fapt, 2 și 3. Deci 2 și 3, unde se le pun? Când sunt intersecți, le pun și sus și jos. Deci 2 și 3 le pun în ambele. Dar la puneți și la mai puneți și 1. Din ce motiv? Deoarece A este diferența de B de către 1. Așa, deci A în plus pe 1. Și deci îl pun și pe 1. Și gata, ești foarte tare. Foarte bine. Te-ai descurcat rapid. Și de ce îmi pare mie domnule profesor? Pentru că eu când o să mă mai cu toată lumea la videoclip, el nu o să audă. Și o să o fac. Da. O să audă, pentru noi vor pune înregistrarea asta de pe cameră. Deci nu înregistrarea de acolo. Aceea era numai în direct. Acolo, dar aici, acum se aude? Sigur că da, se înregistrează tot sonor. Și când pun pe calculator, se va aude absolut. Fantastic! Păi, de ce fantastic? Filmele acelea care ai văzut-o? Tu n-ai văzut și o film de la Prof Online? Am văzut chiar... Am văzut câteva zeci de filme. Păi, dar acolo nu s-a văzut sonorul. Ba da. Dar în plus de camera asta care înregistrează, am și aparatura asta care presupune televiziunea în direct. Aaa. Deci, da? Cei ce înregistrează camera e treaba ei. Ca și deci asta e televiziunea pe internet, Prof Online TV, care, dacă am avut rezolvată problema aceea, s-a auzit perfect acum. Dar o să o rezolvăm și pe aceea. Abia aș trebui să vadă și toată lumea cum am făcut noi de exerciții. Bine. Și mama se va bucura. Se consideră mulțimele. Se consideră mulțimele. Se consideră mulțimele. A mare egal cu mulțimea elementelor 1 A 6 B 1 A 6 B cu proprietatea că 1 A 6 B numărul acesta din 4 cifre, două le știm, două nu le știm, cu proprietatea că numărul ăsta se divide exact la 5. Și încă ceva. Și încă ceva ne mai spune. Și încă o chestie ne spune autorul. Și numărul și încă 4, o altă informație, 4 divide pe A plus B. Da, ăla divide? Da. 4 îl divide. 4 e divizor al A plus B.
4 este un divizor, a luat plus B. Dar și semnul celălalt din spate, în primul semn, e tot divide? Nu. Aici el se divide la. Aici 4 e un divizor. Adică aici A plus B poate să fie 4, 8. Deci de aici informația este că A plus B este multiplu de 4. 4, 8, 12, 16, da? Din coace, ăsta se împarte exact. Asta, ăsta este numărul la care se împarte. Deci, adică, este ce înseamnă cea linie, nu, verticală înseamnă cu proprietatea, nu? Aici e proprietatea. Cu proprietatea că. Și aici urmează ce spun eu, ce e pretenția. Deci, practic, după deci bară, acolo divide. Da, după bară urmează niște pretenții. Pretenția mea, ca numărul ăsta se împarte exact la 5. Și când se împarte numărul la 5? Când alea spus și pe 5 sau pe 0. Deci, despre B, din chestia asta, înseamnă, din prima informație, hai să zicem, faptul că 1, A, 6, B se divide exact, se împarte exact la 5, e de parcă aș spune că B ăsta are variantele B să fie 0 sau 5. Deci autorul, în loc să ne spună că B este 0 sau 5, e șmecher. Și spune, vrea să vadă dacă noi știm că se împarte un număr la 5. Un număr se împarte la 5, că ultima cifră este 5 sau 0. Și noi știm chestia asta și am tradus informația de aici. Ce mi-a dat el aici, în prima parte, am tradus-o că B are șansă să fie 0 sau 5. Și de-a doua este că 4 îl divide pe A plus B. E de parcă aș spune că A plus B este egal cu 4 ori 1 sau poate să fie egal cu 4 ori 2 sau egal cu 4 ori 3 sau egal cu 4 ori 4 sau egal cu 4 ori 5. Ia se poate să fie suma la două cifre 20. Ele A și B sunt cifre. Dacă sunt cifre, 9 și 9 pot să fie maxim. 9 și 9, 18. Deci de aici nu mai are rost. Doar la aceste variante. Deci hai să mă întorc să vedem exact. Deci mecheria care spune așa, bă, poți să găsești tu numele toate? Eu despre A și B îți dau următoarea informație. Că numărul ăsta la care te invit eu să-l găsești se împarte exact la 5. Adică B este 0 sau 5. Și încă o informație îți dau, că 4 îl divide pe A plus B. Adică A plus B poate să fie 4 ori 1, 4 ori 2, 4 ori 3 sau 4 ori 4. Și acum mergem. Cazul întâi. Mergem că B egal cu 0. B egal cu 0. Și atunci rezultă că voi avea A plus B, adică 0 plus B, egal cu 4 ori 1. Deci, nu 0 plus B. 0 plus A. Adică A plus 0. Hai să zicem așa. Dacă B e 0, dacă B e 0, l-am locuit aici. Tot vine atunci A plus 0. A plus 0 se facă 4 ori 1 și face 4. Adică A o cât este în condiție? A egal cu 4. Încă o dată. Deci B-ul ce variante are să fie? 0 sau 5? Și am mers cu cazul când B este 0. Deci dacă B este 0, am A plus 0 să facă 4 ori 1, A egal cu 4.